Asta ca să înțeleagă tot publicul despre cine vorbim. El nu e așa doar ca persoană pentru fapta care a comis-o. El e așa și prin caracterul lui infect pe care îl are. Primarul din Ștefănești de Jos, Ilfov, a fost reținut de procurorii de ICOT, acuzat de trafic de minori, viol, loviri și alte violențe, după ce ar fi profitat de o fetiță de 13 ani care a și născut un copil în urma relațiilor abuzive, spun anchetatorii. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Hai să mergem la primărie. Domnule primar din PNL, făcător, nu? Violator penelist, primar. Ce vrei, mă, ca să stai în libertate, mă? Nu ți-e rușine, mă? Naiba, acea fată era copilul tău, mă, și tu ai violat-o, mă. Nu ți-e rușine, mă, că ai mai lăsat-o și gravidă. De ce, domnule primar? Salvește pe pedofil! Pedofilul! Poți să bei apă liniștit? Nu, nimic. Bună ziua, bună ziua! Salut! Bine ați venit pe comunitate și stați pe comunitate, să stați alături aici, pentru că îl vom da jos pe primar. La ora 2, da? Avem... La ora 2 avem. Avem audiența. Se pare că legea vor să ne facă în asemenea fel să nu putem face protest, doar prin legea 60/91, în care jandarmeria să fie aici. A, da, e și poliția, jandarmeria. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Tatăl fetei a fost bătut în mol, iar omul axilarul și l-a amenințat. Nu știa să stai primarului? Da. Nu? Da. Se pare că domnul primar are o influență foarte mare politică și încearcă să ne oprească, dar nu ne vom opri. Da, mă, ăștia de aici, de afară, sunt... Și cum vreau să-i numesc? Nu știu, oamenii de bază. Oamenii de bază ai primarului. Uitați-vă la oamenii de bază ai primarului. Le mai dai un pet de bere și niște semințe și aia sunt. Ce așteptăm? Așteptăm ora 2 să intrăm în audiență. Bam, bam, bam. Bună ziua! Bună ziua! Bă, mai știți primarul ăla de a viola două fete minore? Și apoi oamenii l-au votat la loc? Așa se întâmplă și acum. Așa se întâmplă și acum, nu? Asta e societatea. Totul o să rămână. Depinde de cetățeni. Cetățenii pe el a făcut în comun. A, e pe sistemul ăla, a făcut. A făcut școli, a făcut grădinițe, a făcut străzi. Na, că mai violează și el o copilă, asta e. Poftim? Că mai violează și el o copilă, asta e. A întâmplat. Oricum poate să întâmple chestiile astea. Adevărat, ești pe stradă și violezi o minoră. De capul meu. Are mai multe audiențe. Cum? Primar, se pare că are foarte multe audiențe, că azi e zi de audiențe. Deci mai e cineva? Ia, toți sunt în audiență. În audiență, da. Toți sunt în audiență. Toți sunt în audiență. Deci, stai puțin, omul și-a pus oamenii în audiență? Și-a pus domnul. Cât ce-a mers în audiență? Atunci de ce spuneți că nu și-a pus domnul? Omul meu și-a pus oamenii în audiență. Sunt înaintea mea. Dar nu sunt mulți oameni. Stați așa. Omul și-a pus oamenii în audiență ca să nu mă primească. Bă, ce manevre de-alea proaste. Dar nu-i problemă. Bun, e ora 2 la cum începe, cum funcționează sistemul. O să ne anunțe? Am înțeles. O să ne anunțe primarul acuzat de viol când putem intra.
Sper să nu vă așteptați să intrați toate persoanele. Singura persoană care sunteți dintre pe cine amintesc eu, nu așa sunteți trecută în audiență, da? Veți intra fără ei după audio-video și veți sta de vreo loc în primar. Știți că nu se filmează în audiență? Nu știam. Aflați. Mai ce vizi veci? Se poate filma. Pe hol, da. Nu va. De aceea filmez și eu. Și audiență, se poate fără. Da, am înțeles, ședințele de consiliu. Mai citiți dumneavoastră. Am înțeles. Eu vă spun că nu veți intra cu voi pamentele audio-video, dar trebuie să intrați în audiență. Păi și cu ce drept ați putea dumneavoastră să mă opriți să intru în audiență? Că nu sunteți agent constatator? Puteți chema un pic pe șeful dumneavoastră? Îmi spuneți articolul de lege și eu ascult. Lăsați pamentele și îl citim împreună. Super. Dânsul vrea să intre cu echipamentele audio-video, mai ales pornite în interiorul biroului. Ce faceți audiență. În primărie e problema noastră. Dumneavoastră sunteți, aveți regulament, aveți altceva, nu este problema noastră. Okay. Noi suntem bani, în acceptiunea protestului. Am înțeles. Păi, aici aveți regulile noastră, mersul noastră instituției, nu pot să vin, indiferent că suntem al MEI-ului, nu intervenim peste regulile noastre interne. Ce regulament aveți? Asta nu le cunosc. Trebuie să-l și arătați. Regulamentul trebuie să fie scris. Aici rămâne la atitudinea dumneavoastră și a factorii decidenți din primărie dacă îl primește în această formulă sau nu, sau dacă este introdus în anumite camere. Nu am să știu moment, dacă aveți camere securizate, dacă aveți zone administrative sau alte cele. Care nu sunt semnalate. Unde? Nu. Camere... Unde pare camera? Nu camere de filmat. Încăperi administrative, ca la poliție. Noi suntem afară, dacă nu anunțați dacă vă zic. Regulamentul trebuie afișat la vizier. Dacă nu este afișat la vizier, nu se în considerare, ca să știe. Conform la adevărat, primărie este o instituție publică. Bă, nu reușim acum, reușim la 4 jumate. Nu ne grăbim. Da, timpul meu este foarte important. Și al nostru. Sunt sigur că și al dumneavoastră. Primarul, bineînțeles. Și dumneavoastră sunteți la audiență? Nu, la noi juia este audiență cu... Cine are nevoie? Da, da. Când v-ați înscris? M-a scris băiatul, nu mai știu cum. V-a scris băiatul? Da. Ce problemă aveți cu comuna? Nici dumneavoastră nu știți ce probleme aveți de ați venit în audiență, nu? Pune pentru ce veniți? Am venit pentru un loc de muncă. A, pentru un loc de muncă. Ce nu spui? Pentru ce nu? Se pare că la ora 4:30 la urmă. Audiențele au început. Este o persoană la audiență. Pe cum? Că nu era nimeni. Ba era. Dinainte? Era ah, ok. Nici o problemă. Și el a venit pentru un loc de muncă? Da, acum îmi face un V-a pus primarul să vă înscrieți în audiență? V-a pus primarul să vă înscrieți? Nu, v-a pus primarul să vă înscrieți în audiență? Nu, da. Ca să ocupați locuri? Nu, mi-a zis fata să... Când? I-a zis la băiat. Când? Telefon. Când? Nu știu când. Are probleme familiale, domnule. Dar vorbesc cu doamna, nu are nevoie de avocat. Nu vine nimeni de gras aici, să știți. Vă să ocupați vă domnul agent că nu are ținută corespunzătoare, nu are buzon, nu are absolut nimic. Vedeți că oferă probleme de care activă poliția locală, nu vorbiți dumneavoastră. Știți dumneavoastră legea poliției locale? Noi știm, domnule. De când știți, domnule. Citim legea mai mult ca dumneavoastră, asta e problema noastră. Chiar așa? De-aia suntem aici, că avem un pic de citire mai multă din noastră. Asta suntem ceva de buzon. Deci buzon, dar trebuie să fie la vedere, nu aveți echipamentul complet? Da, la vedere, da. Ne pare rău.
Dar domnul polițist acum ce văd că știe problemele doamnei care vin la discuta cu dânsa. Sunteți cumva, aveți o... Eu știu cum au trebuit propolegeți și când a venit. Am înțeles. Păi cum, că a spus că a venit băiatul. Nu, a zis că l-a sunat pe băiat când să vină. Nu, dar trebuie să spui că tu ai nevoie. Nevoi personale. Băi, a pus primarul oamenii, mă, să scrie la audiență. Da, da, audiență, da. E tare. N-ai cum să provoci pe cineva. Eu? Da. Nu, în primul și în primul rând. Stimate domnul, am cum să vă provoc. Primul ești a doua persoană. Deci nu avea cum să pună primarul. A, e bine dacă s-a doua. Păi, și atunci... păi mi-a spus înainte că trebuie să stau la coadă, că oamenii aia sunt înaintea mea. Nu, așa. A doua persoană. Sunt. Dumneavoastră îmi dați informații conflictuale. Trebuie să știți că nu mă ajută cu nimic, dacă știți sau nu. Păi nu știu. Nu mă încălzește. La iarnă. Dacă sunteți iubitori de violatori, e ok. Eu nu vă judec. Fiecare cu ale lui. Poate și dacă tu îți faci serviciu. Eu nu sunt iubitor. Nu fac, nu fac serviciu. Nu fac serviciu. Asta nu e serviciu meu. Asta este activism civic. Eu v-aș înțelege perfect dacă v-ați face serviciul dumneavoastră. Serviciul meu mi-am luat liber ca să pot să fac asta. E bine. E bine, face pe lângă. Da. Banul în plus. Vedeți că acuzația asta puteți să fiți dați în judecată și... Păi, bani în plus în ce sens? Păi cum facem noi bani în plus? Păi nu știu, ce am văzut eu pe YouTube, vă dorează lumea bani. Ați văzut foarte prost, da. Nu ați spus ce ați spus. Sunt oameni care ne susțin cauzele. Eu am văzut că poliția locală dă... Ne susțin nu pentru bani, nu pentru bani. Poți să fac acuzații de genul ăsta? De ce? Să nu ia și parte de la oamenii care vor mărțișoare aici. Eu pot să fac acuzații de genul ăsta? Eu vă spun demonstrat. Voi să faceți. Pe aceea vă spun și eu demonstrat. Eu sunt autor aici, credeți că mie vă vine ca să stau să ies acolo ca să... Cum puteți să acuzați atunci dacă la cineva în ziua de astăzi mai șpăguiește pentru 10 lei faci mușcărie? Nu știu ce înseamnă dialog și monolog, nu? Nu. Eu știu de cum monolog. Acuzație. Eu știu de cum monolog. Să vorbesc eu. Și atunci vorbim împreună. Ați făcut o acuzație că se ridică bani sau se ridică bani. Se ia bani. Dar nu din șpăci, nu din asta. Prin donații. Am donat și mie 10 lei pentru proiect. Vreți? Da. Stați că scot eu iesul. Dar dați-mi pe ăla direct. Pe ăla direct, vă rog. Și până să-i cadă mai... Susțineți o cauză. Să nu mai susținem... primar. Acuzați de pedofilie. Eu am acuzat de pedofilie. Serviciu și atât. Nu știu ce a făcut dânsul, în particular. Eu vă înțeleg. Adică vreau că știți că te donați dumneavoastră. Știți că donați. Și păcate am văzut și eu vreau așa. V-ați uitat la mine pe live? Probabil. Vă apreciez, ați dat like? Nu știu. Vreți să intrați în audiență? Da. Nu. Trebuie să arătați regulamentul. Să-mi spuneți, vă rog frumos, ce-mi interzice acest lucru. Legea regulamentul primăriei. Nu are treabă regulamentul primăriei. Nu trebuie să spune registratorul. Vă rog frumos să sancționați, să puneți mâna pe el, să-l puneți la pământ. Prin ce ca să intrați? Păi, o să intre, vă dați seama că intră. Facem bani până intră. Vom intra. Vom intra, vă spunem că legal intră. Chiar așa vreți să vă complicați ziua. Dar că arătați-mi regulamentul și eu ascult. Serios, doar mi-arătați regulamentul. În 30 de zile se va da un răspuns. Nu există 30 de zile. Eu mi-am făcut cererea de audiență. Da, corect. Este o ședință. Regulamentul trebuie să fie la vizier. Eu v-am spus că nu intrați. Ok, interziceți-mi dreptul de a intra în audiență. Nu cu aparatul vă dă până de ce nu? Mi se pare, v-am spus, că nu este frumos. Da, legea nu spune acolo ce e frumos. Asta de domnul primar zilele trecute? Da. Nu. Ba da, a stat. Bă, a plecat imediat. Eu vă spun că a stat. Puteți spuneți ce vreți. Vreți spune că nu? Interviul la care l-ați dat dumneavoastră, cu cine l-ați dat? Ne vă spune că nu mi-a venit în audiență. Da, corect. O persoană a venit în audiență. Dumneavoastră în ce caritate? Unde avem noi? Dumneavoastră în ce caritate? Cetățeni chipiri. Am înțeles. Cetățeni îngrijorați. De ce nu v-ați înscris și dumneavoastră? Pentru că n-am fost suficient colegul să fie. Am înțeles. Ce zi unde vreau aici? Dânsul vrea să intre pe echipamentul de video în interiorul instituției. În audiență. Păi nu au voie. Cine? Cine spune? Ia spune-mi și mie cine ți-a zis că nu au voie. Este regulament interior. Da? Haideți să-l vedeți că trebuie să fie la vizier. Unde scrie regulamentul? Crezi că îl știi mai bine decât mine? Lăsați-l dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vreți să-l lăsați, nicio problemă. Păi eu spun în calitate de administrator. Nu, că oricine are voie să filmeze, că e instituție publică. În holul primăriei. Nu există în holul primăriei, domnul polițist local. Dacă s-a înscris în audiență, trebuie să-l admitem în audiență. Eu așa constăr, dar decide domn primar, că eu ce mai sunt aici? Uite, un om inteligent.
Păi nu, că știe legea, cunoaște legea. Nu, e... nu este un domn care lucrează la primăria... Cunoaște legea, nu se ia după ce zice, stând, vă zic eu că așa este. Întreb. Deci vreți să intrați în audiență? Da, doresc să intru persoană. În audiență. Jos, nu se poate. Ok, următoarea persoană. Haideți. Nu, eu sunt domnul următoarea persoană. Nu puteți să-mi interziceți dreptul legal și constituțional de a intra în audiență cu domnul primar. Nu înțelegeți dumneavoastră. Nu puteți să interziceți dreptul. Ordin de la domnul primar. Vă rog eu frumos, nu țipați. O secundă, vă rog eu frumos. Nu se intră cu vechimate. Să știu un lucru. Conform 544, oricine are voie să intre, să filmeze, dacă nu avem securitate și clasificare. Ce nu avem în instituție? În regulamentul intern nu mai spune oamenilor că scoți pe gură niște lucruri care nu ai. N-avem așa ceva noi în regulamentul intern. O secundă, ascultă-mă până la capăt. Acum că ți-a impus șeful tău să nu-i lași, spune așa, mi-a zis șeful să nu vă las. Asta e altă poveste. Că șeful este cine este, știm cu toții, da? Așa că ăla, dacă știe două litere sau un litere, atunci luați-l dumneavoastră și duceți-l, vă rog frumos. Păi cum să... Eu pot să-l poftești la mine în birou. Păi poți, poți te opui că... Nu, domnule ferește. Nu, da, te întreb, poți să te opui că... Dar dumneavoastră m-a spus aici și mi-a spus ca să anunț. Dumneavoastră m-a spus aici, să anunț. Eu nu vă... Eu nu vă... Dumneavoastră m-a spus aici. Da, da, nu ți-am pus să te opui legii. Nu să mă opun legii. Eu nu te-am pus să te opui legii. Da? Dânsul vrea să intre cu echipamentul de audio. Și are tot dreptul să intre. Că șeful ăla nu lasă, mai bine spui șeful nu mă lasă și am terminat povestea. Dar dacă eu vreau să-l primez la mine în birou, îl primez la mine în birou. Bun, vă rugăm frumos să nu mai ne opriți accesul, să-i dați voie să... Deci, ok. Cum am discutat și ieri, da? Când? Marți, nu? Marți. Marți, bun. În spațiile, în hol aici, este ok, da? În birouri nu se permite. Dacă doriți să discutați, ați venit să discutați, da? Da, am devenit, okay, am venit în audiență. Fără camere. Mă, să vă spun un lucru, ca să înțelegeți, da? Spuneți-vă. Băieții ăștia n-au nicio vină. Eu știu, da? Știu. Că ăla de acolo, care a încercat ieri să-mi facă prin abuz și demiterea mea, care ceva personal și cu mine, dar îmi permit să vorbesc. Vreau să-mi spuneți și numele. Sunt Hovachim Ian Vaie, sunt administratorul public al comunei, da? În momentul de față încă, da? Că a venit de unde a venit, că nu vreau să mă pronunț. Nu, te rog eu frumos, Mădălin, lasă-mă să vorbesc. În momentul de față, îți sunt ierarhic superior și te rog eu frumos să mă las să vorbesc. Da? Bun. Ca să înțelegeți următorul lucru. De când a venit, face numai ravagii în această instituție. Oprește toate lucrurile bune pe care administrația de 2 ani de zile încearcă să facă pentru comuna asta. Instigă la răutate, la hărțuire, la violență, peste tot în această instituție. Și cu siguranță nu vă va lăsa să intrați, să vorbiți cu el. Este un abuz, nu există și să nu ne lase să intrăm. Nu, vă lasă să intrăm. El abuzează de orice, așa cum în mod abuziv mi-a făcut eliberarea mea din funcție, pentru care o să răspundă, da? Și în fața instituțiilor penale și în fața instituțiilor civile. Dar nu e vorba, nu e o chestie personală. Acesta este omul. El, știți cum e cu Naravuba? Nu și-l schimbă. N-are cum să-l schimbe niciodată. Asta e situația. Ca să știți. Asta ca să înțeleagă tot publicul despre cine vorbim. El nu e așa doar ca persoană pentru fapta care a comis-o. El e așa și prin caracterul lui infect pe care îl are. Da? Ca să știe toată lumea că omul are un caracter infect. De cât 1000 de persoane au auzit treaba asta. Atât. Mulțumesc. Mă mulțumesc foarte mult. Iar ușa asta rămâne deschisă că fetele se sufocă. Domnul polițist. Sufocă, da. Au documente personale, după cum vedeți acum. Nu există confidențialitate. Confidențialitate când camera video este acolo. Nu există confidențialitate. Făceți-vă legea. Respectați legea, vă rog frumos. Nu e ușa, că stau în ușă, Mădălin. Bun. Nu respectă legea. Face doar ceea ce spune primarul. Bun, eu doresc să... Nu respectă legea. Domn primar, mă primiți pe mine în audiență?
Nu, eu sunt administrator public al comunei, domnul primar. Sunt niște legi pe care tu trebuie. Ce legi, domn primar? Ce știți dumneavoastră de legi, domn primar? Eu am master în drept, dumneavoastră, ce studii aveți, domn primar? Ce știți de legi, domn primar? Oamenii vor să intre în audiență cu dumneavoastră, primiți în audiență cu dumneavoastră. O singură persoană. O singură persoană. Perfect. Vă rog, dacă se poate, mulțumesc frumos. Eu. Fără aparatură, vă rog. Pe legea 544 am dreptul să fiu informat și această ședință poate să fie înregistrată. Dumneavoastră sunteți într-o funcție publică. Deci nu se permite, după cum vedeți, sunt documente pe birou. N-am nicio treabă aici, eu vreau un birou primarului. Legea 544 trebuie să respectați. Deci vă rog frumos să lăsați camera și veniți să le vorbim. Ați venit să discutați? Veniți să discutați, de ce nu discutați? Păi vreau să discut. Păi da, fără dar camere. Dar subiectul este de interes public, am tot dreptul să filmez. Puteți să aduceți la cunoștință publicului dumneavoastră după aceea. Nu limităm niciun drept. Dumneavoastră încărcați spațiul de lucru, vă rog frumos. Rămâneți în zona neadministrativă, vă rog frumos, da? Dumneavoastră încărcați un drept. Doamne, și știu că n-aveți nicio vină și stau să mă încerc dumneavoastră pentru... Puteți să înțelegeți. Lăsați echipamentul. Eu nu vreau să câștige el. Dar nu vreau să câștige el. Dumneavoastră vreți să discutați cu dânsul, da? Și vreau toată lumea să știe ce discut cu dânsul. Deci nu căuta, dar nu pune mâna pe asta, dori să facă. Ascultă-mă, nu pune mâna pe mine, că e cum mâna. Dacă mă din față de lucru, dacă mă vorbim la pe mine, dați-vă din bușă. Vreau să spuneți mie. Nu pune mă să spuneți. Pe ce? Ce faci? Să chestesc cu părere? Nu se chestăm pe nimeni. Nu e frumos așa să veniți cu scandal. Da? După cum vedeți, aveți zeci de documente pe masă. Stimate, domnule, am înțeles. V-a pus într-un impas. Deci nu doriți să-mi răspundeți la absolut nicio întrebare cu privire la acuzațiile ce vi se aduc ca primar. Dacă aveți probleme de comună, putem sta de vorbă. Dar perfect. În legătură cu alte probleme... Deci nu doriți să declarați nimic cu faptul că o minoră de 12 ani spune că ați violat-o deci, de două deci, ori. Deci, astea sunt lucrurile se cercetează și se vede dacă este adevărat sau este adevărat, da? Ok. Da? Bine. Probleme de comună. Da, nu, sunt doar curios așa. Să văd și expresia oamenilor de lucrează cu dumneavoastră. Atâta tot. Să știe că au, ca primar, un om acuzat de viol. O zi bună. Da, o zi bună. Eu, na, îmi păstrez bunul simț. Ați văzut chat. În continuare refuză să răspundă întrebărilor. Domnul primar. Mai venim. V-a plăcut audiența în care primarul nu răspunde la nicio întrebare? Asta ați văzut? E ok, că am dat play la cameră. Poate de fapte pe el. Treaba lui atunci, dacă nu vrea face. Chat. Am intrat în audiență, am pornit camera acolo. N-a vrut să răspundă la absolut nicio întrebare, ca de obicei. Dar noi mai încercăm. Nu ne lăsăm, nu? Nu, veniți cu acuză, vei toate televiziuni din lume. Eu vă spun ce a fost aici în 2009, a fost toate televiziuni din lume. Și a zis că mai trebuie să mai devreme, i-a bătut la pușcărie. Că e lume care mă ajută de 25 ani și nu mi-a dat terenul. Am toate actele de la Perma de aici. Și de la OCPI. Are o influență foarte mare. O să iasă scandal mare aici. Ne dă lumea afară de noi. Ne-a tăiat toate ajutoare. Ne-a tăiat toate alea de la spitala mare. De la spital. Nu vrea să ne dea banii. Nu vrea să-mi dea terenul din câmp, de 25 de ani stau în tribunal, mi-a băgat astea false. Când venim, că facem protest. O să facem o cerere de protest autorizat. Da, îți faceți o cerere pe o foaie, puteți să o trimiteți și pe mail și după aia, știu, sedință. Deci și pe mail și pe fax, după urmează o comisie de avizare. Să mai pe fax, Cristi? Se pot trimite faxurile, da. Da, mulțumesc frumos. Urmează să mai rămâneți? La o țigară, domnul. Cum doriți dumneavoastră. Da. Bun. Mulțumim frumos. Mulțumim și noi. O zi plăcută, sănătate, la revedere. Mulțumim frumos. Salut. Rămânem în zonă până... Da, până se eliberează. Deci cam atât de la Ștefănești. Eu am fost justițiarul, el al Anaconda și toți tovarășii. Ne auzim curând. Bună ziua, bună ziua. Am venit și noi să protestăm la Ștefănești, la ora 2, să vedem dacă vine lumea. E o zi oribilă, plouă, acum ajung și băieții.
Să trăiți, să trăiți. Domnul Constant Dache? Eu sunt. Plutonier ajutant Zârnea de la EGJ Ilfov. Pare bine. V-am luat după, m-am uitat, să trăiți. V-am recunoscut, am ce nevoie de buletinul dumneavoastră. Da, sigur că da. Din nimic acum, vă faceți treaba, aveți drepturile de conform legal, am plutit aici. Da, o am și eu pe aia. Ok. Dacă aveți nevoie de scris, apar, nu știu, alte persoane care n-au legătură cu protestul dumneavoastră. E foarte posibil să apară eu asta. Eu sunt aici, perfect. Vă ofer ajutorul, nu e nicio problemă. Totul se întâmple conform legilor în vigoare. Nu mă luam pe mine, mă scoate. Nu mă faceți. Nu știu, nu arătezi mă pe nimeni. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Probabil că sunt pe ăsta care a fură prăbuțelea de tot. Neapră? Tipul ăla. Asta ziceam. Te pup. Salut. Ce faci? Uite, păi, la datori. Salut. Prățenie să facem, prățenie! Vrei să tot venit? Salut! 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 Ce faceți, măi? Salut! Salut! Să rămână! Să rămână! Stați aici! Da, haideți! Spuneți! Eu înțeleg că plouă. Nu sunt nebun, știi? Da. Auzi, tocmai acum m-am întrebat dacă respectați locul de desfășurare. Asta e stație și e publică și o trebuie să vă scos. Dar băiatul, dacă e cu voi, îl lași aici, să stea înăuntru. Dar pentru voi îmi pare rău, n-am ce să fac. Trebuie să ne mutăm acolo, că acolo e locul de desfășurare. Stație publică și probabil că o să vină unul. Eu înțeleg că plouă. Nu face nimic. Nu înțeleg, știu eu. Momentul nu face nimic. Da. Ce e vorba, da? Tocmai acum m-am întrebat dacă respectați locul de desfășurare. Da, 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 nu facem protest aici, dar nu suntem nebuni. Dânsul rămâne acolo cu doamna. Rămâneți în stație, ca să uitați în ploaie, dar pentru rest nu-mi pare rău, n-am ce să vă fac. Da, da, da. Da, așa e făcută zârtia, asta e. Cu această cotă este ghid magazinul. Întinde-l, întinde-l, drept. Așa. Domn primar! Ce faceți? Am mai tu de tine aici? Vreme frumoasă, tot ce trebuie. De ce nu lăsi aici? A, pe el a venit. Ok. E cel mai tare exemplu pentru tot. Crede-mă. E cel mai tare exemplu pentru tot. Lumea stă în pupă. Vezi de mic? Mă, degeară mă cu nimic. Acum, v-am rugat să stați acolo. Dar vrem să ne afișăm mesajul. Cum? Vrem să ne afișăm mesajul. Vă afișăm mesajul că mutați acolo, te rog eu mult de tot, că dacă nu, hârtia e la mine și după aia, vedeți, te arăt, merg cu mine la mașină și te arăt, adică poți să te amendezi rău. Nu cred că vrei treaba asta, nici nu vreau să fac treaba asta. Deci te rog frumos să respecti lucrurile acolo, respectați locul de așa și că nu, stați degeaba aici. După aia ne bătem cap în cap și nu e bine. Nu vreau să ne bătem. Te rog eu frumos, vorbește cu băieții și mutați-vă în partea de la. Imediat. Da? Da. Da, accept să ai un primar pedofil. Accept să ai un primar pedofil. Da. Ai făcut ceva? Dar și atunci am făcut. Ce ai făcut? Tot, uite-te, întreabă la Cosmopolis. Pune mesajul și... Dă-l mai în dreapta, mai în dreapta. Te-am întrebat ceva, ce să-i... Ai copii? Ai copii, nu te trec ca și moralitate, ca și om. Ai copii? Atâta vă întreb, un singur lucru vă întreb, dacă aveți copii. Nu, sunt cetățean al Ștefăneștiului, ca să înțelegi. Ascultă-mă, ia-ți benzorul și de pe partea altă, că nu mai suntem în regulă acum. Nu, doar am vorbit. Te rog, gata, nu, ia-ți benzorul și mută-te pe partea altă. De ce? Te rog frumos, te muți pe partea altă, că ești din context. Uite, am vorbit cu Alex, unde ești Alex? Că nu facem nimic, nu facem niciun protest. Nu, păi nu, protestul vostru e acolo, ați început la ora 2. Nu, noi aici, nu are logică. Nu are logică. Te muți, Alex? Nu, stai cu până la 1000 Alex. Nu. Eu am fost băiat. Cunoaștem legile. Dacă le cunoști, o mai dai aia. Da, avem... Dumneata, ești organizator? Nu. Te rog frumos să-l legitimezi acum, ca să știu cu cine vorbesc.
puteți să verificați că am fost de două ori aici. Haide cu mine la mașină, dar fii atent că nu vreau să dăm în alte alea. Ia pe mine și cu el pe partea altă ce fac. Să pui pe spațiu public, pui pe spațiu primărie. Tu ai autorizație, da, autorizație de protest acolo, nu aici. Așa, și trebuie să stăm așa în continuu. Uite, noi acum suntem în stația de autobuz, înțelegi? Domnule, data trecută a venit un domn, cum îl cheamă pe domnul care a venit de la Jandarmerie? Nu știu cu cine, Abaran, nu știu cu cine a vorbit. Așa. Da. Noi am făcut un protest pașnic, fără niciun fel. Te rog frumos, tocmai de-aia asta e și eu vorbesc cu voi acum. Asta e și ideea, noi nu facem nimic. Pașnici, ne vedem de treabă. Da. Noi vrem doar să ne punem bannerul aici și după aia ne mutăm acolo. Te înțeleg, dar nu știu dacă ai voie să-l pui aici. Este spațiu public. Nu că e spațiu public neapărat, e instituție publică. Instituție publică, atunci lasă ți-l acolo și te duci pe partea aia. Noi ne ducem acolo. Și tot ce vă rog este să-i luați pe oamenii care devin recalcitrați, că nu sunt cu noi. Voi vă duceți acolo. Noi ne ducem, doar îl punem. Hai să-l așezăm. Hai să-l prindem. Și gata, ne... Uite-l aici. Îl bag așa și gata? Gata, și mai întâi de-l încolo. Ușor, ușor, gata, gata. Și-l băgăm în asta. Atât. Și acum hai să ne mutăm pe partea aia, să ne strângi gred, pe care să facem protest. Haideți înapoi. Da, asta ne-a vândut comuna, nenorocitul s-a fugit acum. Sunteți prieteni noștri, vă susținem. Eu am părat să intru cu voi acolo, cu televiziunea, nu mă garește de polițiști. Dar ne-a dat de 5 milioane. Da, să-i plătească, să nu intre nimeni acolo. Că nu avem putere fără voi. Că dați-mi direct tot. A vândut comuna de aici. Pui în gură să-i sudă jegoșii azi. Dar dă-l jos, că nu mă lasă. Hai. Ce nu vă lasă? Te rog frumos să-l dai jos de acolo. Cred că dacă nu și-l dau eu jos. Stați o secundă. Da. Hai. Hai, dați-l jos, îl pui în partea la asta acolo. Îl pun aici, acum n-am. Că m-a pus să-l dăm jos. Nu există așa ceva, mă, lasă-l acolo, mă, cu tare. Nu te-ai menit, eu te vorbesc frumos cu tine. Dă-te-l frumos să-ți iei de acolo și gata, băi, Alex. De ce? Explică-mi de ce. Ți-am explicat de ce. De ce? Că nu vreau eu să-l pui acolo, na. Ai, atunci nu vreau nici eu să mă dau. Care-i problema? Care-i problema? Bă, te rog eu frumos să-ți iei dacă e instituție publică, da? Așa, pe, dacă tu mi-ai răspuns că așa, tu nici eu nu vreau să mă dau. Am crezut că mă dau, am crezut că vorbesc cu tine ca omul. Pe nu vorbești tu așa cu mine. Să-ți iei bannerul. Nu mi-au de acolo niciun banner. Pentru că acolo nu vreau. E locul de desfășurare. Nu, mi-ai spus mai devreme, că așa vrei tu. Acolo e locul de desfășurare. Nu, cum specifică ți-ai dat drumul la cameră? Specifică ce ai zis mai devreme. Ce ai zis? E înregistrat audio-video. Așa, spune, ce ai spus? Păi, tata, vezi ce ești cu mine aici? Eu nu mă cer cu nimeni. Cu jandarmerie. Eu nu mă cer cu nimeni cu jandarmerie. Așa, spuneți-mi ce ai spus mai devreme. Nu te conformezi prevederea ordonului ilegal aici cu care sunt eu aici cu siguranța audio. Așa, noi mergem acolo, vom lăsa mesajul acolo. Vennerul dai jos. Nu, pe de ce ți-l dau jos? Păi spuneți-mi de ce. Ți-l dau eu jos dacă nu ți-l iei. Explicați-mi de ce. Uite, n-are explicație. Băi, explică domnul jandarom. Nu, explică, faceți explicație. Eu nu pun mâna pe nimeni, nu pun mâna pe mesaj. Explicați-mi de ce. După care, după ce mi-explicați și spuneți pe lege, atunci o să dau mesajul jos. N-are treabă. Protestul vom face acolo. Protestul vom face acolo. Bannerul face parte din protest. Nu face parte din protest, nu. Haideți să discutăm pe lege. Care este adresat către primărie. Corect. Corect. Da. Este adus de dumneavoastră care protestați aici? Ce anume? Este adus de dumneavoastră care protestați? Ok. Face parte din protest? Nu face parte din protest. Este doar un mesaj. Scopului. Este un mesaj adresat dreptul la liberă exprimare. Corect. Dreptul la liberă exprimare. Corect. Nimic corect. Nu avem nimic. Da. Am și o întrebare. Cine ne-a pus? Cine ne-a pus acolo? Noi vom sta acolo. N-am venit nimic în problemă cu asta. Cine ne-a pus acolo? Tot în sine. Dacă se poate. Tot în sine este autorizat pentru partea. Cine ne-a pus acolo? Cine ne-a pus? Cine a autorizat acolo? Da. Cine a autorizat acolo? Ei, bun, bun, decizia ICCJ. Bă, fratele, da, hai nu vreau să mă cer, dar vreau să înțelegeți. Dar nu vreau să fac protest. De ce nu înțelegeați? Eu cu jandarmeria, eu am o legătură foarte strânsă. Mi-am dat seama că ai o legătură foarte strânsă. Dar cum te rog să ții și stai acolo, că te ceri degeaba cu noi acum aici. Bun, eu am înțeles.
Paralel lucrul ăsta. Da, da, da. Păi, în cererea mea de protest este în fața primăriei. Eu ți-am arătat hârtie și am vorbit cu tine. Păi treaba lui ce-au vrut. Da, suntem pagini și zice și acum ai venit ala, ai văzut că am fost băiat cu tine și păi și eu sunt băiat cu tine, dar hai să ne înțelegem. Păi aici că nu, hai să ne înțelegem. Ei nu trebuie să-mi dea mie voie să protestez. Ia uite, e ca și cum te duci în stația aia și ai ocupat stația și vine cineva să stea la autobuz, aceeași chestie. Eu trebuie să notific. Eu trebuie să notific protestul. Ei nu trebuie să-mi dea mie autorizație cu nimic. Nu mă pot obliga să stau eu acolo. Eu pot să stau unde vreau. Eu am înștiințat protestul aici. Am zis să fiu, da, corect, adunare publică, anunțată. Deja deci v-a strâns aici 30-40 de persoane. Trebuie să ai ambulanță, trebuie să ai WC-ul, trebuie să ai, să oferi condiții la oameni. Trebuie puse garduri, dar deja ai călcat multe chestii. Aduceți garduri. Mai scuze, mă asculți, nu tu, mă asculți? Deci te rog frumos să-ți iei bannerul și te duci pe partea alaltă. Noi ne ducem pe partea alaltă, dar bannerul rămâne Alex, aici. Alex, am explicat. Ia-ți bannerul și te duci pe partea alaltă. Nu pot să-l iau. Ți-am explicat de ce. Instituție publică? Deci cum ai tu dreptul să pui de bannerul acolo, are altul dreptul de aici să vrei să-ți dea bannerul ce e jos acolo. Nu poate, pentru că am anunțat protestul. Nu poate, dacă face ceva chestia asta trebuie să-i luați. Nu am înștiințat. Haide, ia-ți bunul jute pe partea aia. Nu știi să vorbești în prom. Am vorbit cu tine. Nu vorbește, hai să ne vorbim frumos, că domnul e cu noi. Am vorbit și de stradă și de stradă, ți-am explicat. Omenește, tocmai de-aia te rog frumos să înțelegi, omenește lucrul ăsta. Eu înțeleg omenește, că deja am ocupat stația de autobuz și iar încălcăm alte reguli. Nu încălcăm nicio regulă. Tocmai de-aia suntem cetățeni. Bă, frate, nu încălcăm alte reguli. Mai frate. Noi ne mutăm pe partea cealaltă, stăm liniștiți acolo. Noi ne mutăm pe cealaltă parte. Nu vreau să iau bannerul. Păi protestez acolo, dar bannerul rămâne aici. Te rog să-ți iei bannerul. Nu avem de ce. Nu puteți să ne înțelegem mai la acest aspect. Ei, să iau bannerul acolo. Îl ieși și acolo, nu e nicio problemă. Eu vreau aici și nu vă poate obliga nimeni să-l dați jos pe dumneavoastră, dacă e vorba de chestia asta. Noi vrem să stăm acolo liniștiți, dar bannerul vreau să stea aici, atât. Corect? Aveți autorizație, dar într-un loc anume. Într-un loc anume pe care ne-a dat. Exact, da. Mama e de hârtie. Nu mai e, eu am făcut-o de ei, eu am făcut-o eu hârtia. Da, și tu ai... Noi ne certăm între noi degeaba. Și tu viște ce-s cu mine păi aici. Păi nu vin să mă cer, că nu vreau să mă cer cu tine. Tam aici, chiar nu vreau să mă cer cu tine. Uite ce scrie aici, ți-am și arătat. Alex, ți-am avut rugămintea la tine, că nu e prima oară când mă dau la un protest. Înțelegi tu? Nici eu. Deci te-am rugat, eu ce zice aici? Șoseaua șteptării numărul 129 vis-a-vis de primăria comunității, așa. Ai înțeles? Aia e treaba lor, eu nu sunt obligat să respect aia. Păi dacă nu ești obligat să respecti asta, uite, dar te rog, îți arăt decizia în alte curte de casație și justiție. Ascultă-mă că îți arăt, deci dacă tu nu respecti aia, fii atent, că te-arăt. Că te-arăt imediat, te-arăt, stai așa. Sau ce ți scrie aici? Stai așa. Mergem frumos pe legea 61, unde e legea 61? Legea 60, scuză-mă. Și zicem aici, nerespectarea, da? Așa. Iau ce zice aici, respectarea oră de desfășurare a traseelor, desfășurare sau locului de perimetru destinat adunării publice. Se sancționează de la... Scrie așa? Mă, ești de acord cu mine acum? Eu sunt de acord cu tine. Și tu, uite, acum tu nu stai unde trebuie. Eu acum pot scrii să te scriu și te... Păi noi vrem să stăm acolo. Eu vreau să fiu om cu tine, fă-ți treaba pe la capăt, ia-ți la tărgiu frumos cu băieții. Dar ia aia de acolo tărgiu frumos și mut-o pe partea alaltă ca să fim oameni până la capăt. Înțelegi că de ce am chemat sprijin aici și nu vreau să degenereze, că n-ați venit să vă certați cu nu, aici, evident nu? Că n-am venit deci scopul tău e altul, nu să te chestii exact. Cu gendarmeria, da? Exact. Pune-l-o băiatul ăsta, cheamă-l cu asta, vorbim omenește aici. Cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Alexandru. Tot Alex? Da. Alex! Alex! Hai încă, dar tu, doar tu, vino cu aici. Vino cu aici. Deci, am vorbit, hai da? Să nu ne chinuim sufletește. Să nu ne chinuim că ne certăm aiurea, da. Înțelegi tu? Da. Îți iei ăla, ți-l pui acolo și îl pui la prima să-l vadă el, frumos. Ia. Înțelegi ce spune? Da. Ți-l pui acolo, i-am explicat lui băiat, i-am explicat la băiat, dar lui Alex. Eu vreau să fiu băiat cu voi până la capăt. Da. Vreau să fiu băiat și cu cetățenii din localitatea asta aici, că să puteți sprijinul și al vostru da. Și al lor. Da, da, ai înțeles ce spun? Da, da. Nu mă pune, că mă pui și mă bat cap în cap după aia și mă bat cap în cap și cu voi și cu ăștia alții. Da. Înțelegi tu? I-am arătat lui Alex dacă vrei ți-arăt și ție, dacă nu... Deci, putem pune pe gard de partea aia. Te rog frumos să-mi lași buletinul tău ca să-ți iau datele. Păi sunt datele mele acolo. Unde sunt datele tale? De două ori mi le-am luat. Nu, că nu te iau datele. Și aseară mi le-am luat, în fiecare zi mi le-am. Nu, nu te-am luat, vorbești cu mine acum, nu cu cine ai vorbit. Nu, am pregătit niște cocktailuri Molotov. E bun. Dar mai pe la 5 așa. Oprește camera dacă dai. Glumesc. Glumesc la mea merge. Glumesc, glumesc. Paște, cum n-ai bani. Bine, Alex, deci ne-am înțeles, da? Hai să luăm, okay. Să-l punem acolo și să stăm liniștiți. Ne vedem pe alte părți, nu aici. Să sperăm că nu. Hai să-l mutăm să nu mă umplu de amenzi aiurea. Aurel Pârbu. Da. A violat și el o copilă. Înaintea lui ăsta, înaintea și era aia care a violat-o el, i-a dus-o pe asta lui ăsta. Stai, ce? Aceeași fată? Nu aceeași fată. Ăla de adus-o, a adus și lui ăsta altul. Ăla a dat-o pe una. Pentru stai că tot 13 ani. Și aia a adus-o pe asta. Da, noi o să ne retragem acum. Vă retrageți? Da.
Nu avem ce să facem, stăm acolo în stația de autobuz. Sunteți filmat audio-video. Așa, mulțumesc. Zi, stai că opresc. Că nu mai opresc, eu la tușa, nu mă deranjează, spune. Nu are rost. Da, noi o să ne retragem acum. Ok, deci vă retragem. Asta a fost. Dacă mai rămân oameni, nu stai noștri. Și... fii atent că hârtia e făcută doar pentru astăzi. Tu dacă mai ai intenționezi să mai faci al protest, vino și fă-ți hârtiile legale, da, cu 48, că ți-am dus la cunoștință. Cu 48, aș... Nu mai fac niciodată așa, dacă vom face vreodată va fi spontan. Din ce cauză? Pentru că ne-a dat aprobare peste drum și păi nu, ascultă-mă, aici e stație de autobuz. Și în curte? Și nu te lasă legea să-ți faci. Dacă va fi spontan? Nu știu cum e spontan, da. Spontan, da. Asta e ideea, am greșit-o noi. Spontanul ăla, asta nu e foarte spontan, că mergi mai mult. Foarte spontan e așa, mai înțelegi? Știi ce spun? Protestul spontan. Nu. Bine, hai, nu. Protestul spontan. Nu vorbim atunci, nicio problemă. Bine. Vorbim atunci. Deci voi acum vreți să încheiați situația, da? Da, n-are rost. N-am ce să fac acolo. Ne-a zis la și la să nu mai vină. N-are rost să stăm după gard. Cine mă aude de acolo? Dumnezeu. Ce pot face eu de acolo? Fix nimic. Și mâine omul are instanță. Adică eu dacă eu azi nu am făcut... E decizia mâine, voastră. Mâine îl punem, va rămâne din nou în funcție. Da, dar aceste aspecte pe mine nu mă privesc, că le știu. Eu am zis așa ce mă doare pe mine. Da, te înțeleg? Da. Ai tot dreptul să faci protestul, nicio problemă, dar în contextul legii. Asta e singura mea rugăminte la voi, da? Dar cine acum a dat mâine... aprobarea ca să facem acolo? Primăria. Explicat. Primăria. Asta nu vrei tu să înțelegi, că noi nu avem nicio treabă. Eu știu, dar am înțeles că a participat și jandarmeria și de asta da, nu înțeleg. Da, a participat și jandarmeria și de la poliție și de la primărie. Fiecare pe ramura lui. Cum ar fi poliția a participat pe ramura ei? Domn primar, te vedem mâine la tribunal. Bună dimineața, suntem la Tribunalul București, unde domnul primar Robert Ștefan are termen în dosarul de care știți, racolarea de minori, copuri sexuale, trafic de minori, așa mai departe. Este ora 11 și un sfert, el trebuie să ajungă pe la ora 12, îl vom aștepta și în continuare îl vom aborda cu întrebările pe care le avem. De ce a făcut ce a făcut, de ce a rămas în postul de primar și vedem dacă de data asta ne va răspunde întrebărilor. Ne auzim când apare. Sper să-l prindem. Dacă fuge, îl așteptăm când iese. Ideea este că suntem destul de insistenți. Hai, ne vedem curând. Bună ziua, bună ziua. Suntem aici în Tribunalul București. Așteptăm să termine termenul primarul. Am avut o discuție cu cineva, nu vreau să dau nume, dar este cineva care a fost implicat în acest dosar. Am aflat următoarele informații. În dosar mai avem pe un anume Bucur Florin, cel care o vindea pe fată primarului, așa se spune. Bucur Florin era unchiul fetei, ca să înțelegeți. El a lăsat-o însărcinată pe fată, deci fata are un copil cu unchiul ei, Bucur Florin. Bucur Florin împreună cu paznicul bălții primarului o vindeau pe fată primarului, în mare parte, pentru suma de 100 de lei și aparent primarul avea preferința să întrețină raporturi sexuale anale cu copila. În dosar mai este și o anume Bondoc Nicoleta, din ce am înțeles este soția unuia dintre ei, nu știu al căruia. Ea era o femeie geloasă și fiind geloasă a sechestrat-o aparent pe fată, a umilit-o, a bătut-o, a ars-o cu țigara, a filmat-o, pentru că nu-i convenea că era vândută, nu știu, oameni bolnavi. Ideea este următoarea, acum așteptăm să termine termenul, primarul, și îl vom aborda cu mai multe întrebări. Sunt cu băieții, este și Ceaușescu cu noi, trebuie să-l știți mereu, este implicat în astfel de situații Ceaușescu Marian, este un om de calitate, este fost revoluționar, a fost bătut la Revoluție, a luptat pentru democrație și acum vine și abordează diferiții inculpați, în special din politică. Le pune întrebările esențiale, îi confruntă, pentru că, na, noi avem dreptul să știm cine ne reprezintă până la urmă. Îl avem aici, în cadru, pe domn primar, cu avocata lui, Alice Brăghici.
salul prieten, îl avem aici pe domnul Ionel, primarul comunei Ștefănești de Jos. Cum este să vă rezolvați această funcție de primar? Știu că în instanță avocata va zis așa, domnul primar a vrut ca să se sinucidă, a avut tentative de sinucide, eram acolo, că ăsta a luat medicamente, că a luat niște medicamente, nu? Dar îmi spuneți și mie atunci, ați făcut acel test psihologic? Ai făcut acel test psihologic? Dar tu ai trecut testul psihologic? Doamna avocat, vă rog ca să nu mă faceți să vă aduc aminte 21 decembrie 1989. Ia zi-mă, ce era pe 21 decembrie? Ia povestește-mi și mie. Ce era pe 21 decembrie? Când ați fost procuror, când ați fost procuror, dar tu erai infractor și atunci și ești acum. Pe cei, i-ați anchetat pe cei arestați din piața universității. Nu a existat niciun arestat. La 21 decembrie. Habar n-ai care e revoluția și care e mineriada. Impostorule! În mineriadă nu a fost. Nu a existat niciun dosar penal făcut la revoluție. Ești un impostor. Cum nu există, doamnă? Dacă ai fi avut curiozitatea să te uiți la televizor în acești 24, 34, 54 de ani cât au trecut ai fi lămurit. Ești un impostor! Doamna procuror din 21 decembrie. Ca să ne întoarcem la primarul din comuna Ștefănești. Cum este domnul primar? Dar e foarte bine, domnul primar pentru viol. Cum este să vă reîntoarceți în aceeași funcție de primar când aveți acuzații? Că știu că și mai mult... Nu acuzații, nu? Și mai mult tu crezi că acestui impostor și perbedeu. De ce înapoi și pentru lunile cât a stat în închisoare, așa este? Și mincinos și golan. V-ați luat și salariul înapoi, nu? Caracter și fără niciun loc de muncă și care trăiește din banii unor ONG-uri care susțin aceste bolănii. Ați vrut să vă sinucideți în arest. Ați făcut acel... Ce comunistă este, doamna? Vă ceați, ce comunistă e? Primar, nu? Cum e ca se vede că a fost violator torționar. Și să aveți grijă de copii din acea comună. Ce faceți mai departe? Habar nu aveți niciunul. Ar fi cea mai mare nenorocire pentru PNL să treacă moțiunea de cenzură. Știți foarte bine că am dreptate. N-aveți niciun chef să preluați guvernarea. Ăsta este adevărul. Trăiesc și eu pe lumea asta și slavă Domnului n-am îmbătrânit degeaba pe lume. N-am făcut politică pentru că detest chestiile astea pe care le văd de atâția amari de ani. Poate că nu aș fi fost mai bună sau mai rea decât alții, nu știu, habar n-am. Cert este un lucru. Vă îndreptați într-o direcție de care noi ăștia amărâții, câteva milioane care au mai rămas în țară, stăm și ne uităm așa cu mâinile încrucișate la voi și vă întreb încă o dată, ce vreți cu țara asta? Habar nu aveți. Vreau să spun două vorbe. Deci cu coana asta a devenit de dreptul agresivă, da? Vrei să mergi cu colanii ăștia sau cu mine? Nu. Violator primar, nu? Cam așa ceva, nu? Ca să-l primez eu bine. Mai e ce vedeți, nu? Doamna Alice Drăghici, 21 decembrie ați bătut reținuții din piața universității. Erați procuror, nu e adevărat. Nu e adevărat, nu mai mințiți. Dați-mă în judecată dacă nu am dreptate. Nu o să te dau judecată pe tine, mă-ndreaptă. Dați-mă. Domnule primar, pot să vă pun și o întrebare, vă rog. V-ați făcut testul psihiatric ca să reveniți în funcție? Ai pus destul de întrebări până acum suficient. Dar de ce? Deci, nu v-a verificat un psihiatru? Și o să vă mai pun? O să vă mai pun până se termină procesul. Care zi trebuie până când o să plecați de la primărie? Stați acasă cât timp este... Dumneavoastră plătiți buletin de Ștefănești să mă denigreze acum? N-am nicio legătură cu poliția de specializare. Am înțeles. Și cum e când nu mai aveți arestul la domiciliu? E bine. E bine, nu? Câte tentative de sinucidere ați avut în arest? Ești mulțumit? Mulțumesc frumos de răspuns. Medicamente cât ați luat? 17. Fiecare zi. Ce medicamente ați luat? Cum se numesc? Aspirin. Colidon a luat. Cum a luat?
ce a luat? Urazolidon pentru diare. Este adevărat că dumneavoastră este tot ordinară? Asta a luat, da. Da? Da. Și sunteți mândră de viața da. Dumneavoastră? Da, foarte mândră. Tu ești mândru de viața ta? Absolut. Tu ce ești? Eu? Da. Cum? Nu, ești zero. Sunt zero. Hai marș din fața mea de aici. Marș? Așa vorbim. Hai marș din fața mea, zdreață! Boschetarule, ce ești? V-ați luat pastilele astăzi? Da. Și nu și-au făcut efectul? Nu, asta e și calarea ce face. Am înțeles. Se observă. Hai mă, marș de aici. Nu doresc să mărșăluiesc. Poate așa erați învățată pe timpul comunismului să vorbiți. Da, așa am învățat pe toate timpurile. Dar acum trăim în democrație. Hai să moară mă, dacă... Eu nu sunt Ceaușescu să vă respect ca el. Eu vă trimit în mătii direct. Păi și eu la fel pe tine. Păi și ne trimitem unul în altul. Crezi că nu pot să-ți iau morții? Am vreun stres? Nici eu n-am niciun stres să-ți iau morții. Hai bă, că de ăștia ca tine mănânc la micul dejun. Da? M-am săturat așa de toate zdrențele. Păi eu sunt zdreanță? Da. Eu înțeleg că îl reprezentați, dar n-am nimic cu dumneavoastră. Dar atunci marși de aici dacă n-ai nimic cu mine. V-am vrut să vă întreb și eu pe dumneavoastră o chestie, dacă tot sunteți supărat așa. Bine, vă doresc o zi bună, sunteți minunată. Minunată sunteți. Ai sictir de aici. Ce mașină ați venit la primar? Mulțumesc. Domnule primar, ați venit cu mașina primăriei? Nu, a venit cu mașina mea. Știți să conduceți dumneavoastră? Da. Super. Am venit cu o mașină proprietate privată. Vă mulțumim frumos de răspuns. Era culmea să veniți cu mașina primăriei. O plătiți bine pe doamna avocat? Da, mi-a dat 50.000 de euro până acum. Și așa prost vă îmbrăcați de bani? Da. Urât. Exact. Aveți acă, doamnă, chiar o să ne interesăm dacă aveți acă pe suma care a spus-o dumneavoastră. Live. Ați interesat-o. Că dumneavoastră este cinstită. Cu 5.000 aici? Dolar. Tu ești gașcă cu ăștia? Exact, suntem gașcă cu ăștia care nu vă lăsăm să vă faceți treburile murdare. Nu mai pot eu de voi. Și noi de voi o să putem, crede-mă că noi de voi o să putem. Noi de voi o să putem, de repetai că ești mărta la noi. Poți să vă am procuror, vă plăteau de repetei pe acolo. Vă plecau pe acolo de repetei. Da, doamnă torționar. Vedeți că a murit Ceaușescu. Torționar comunist. Ce zic, dragule? Stai, mă, că nu mai e cu mașina lui domnul avocat. A uitat unde a parcat. Înțelegeți? Când te lupți cu porcii, te murdărești. Și nu poți să vorbești frumos cu porcii. Nu poți să tratezi cu respect porcii. Domnule primar, când vă dați demisia? Proprietate personală. Domnule primar, vă dorim, dacă se poate, pușcărie plăcută. Sper să ne mai revedem. Chat. Așa a fost la termenul primarului. Până data viitoare. Implicați-vă în societatea asta, că vedeți ce bolnavi sunt.